Salutări din București, bine ați venit pe încă ceva. Numele meu este Marius și alături de mine l-avem pe... Teddy Necula. Pentru cine nu știe ce a făcut Teddy, acum cred că... Nu 10, aproape 10, acum acum, sunt vreo 7 ani, nu? 5. La colectiv. 5. 5? De la Coborâm 5, de la colectiv 8. Oricum, mulți ani, asta e ideea. Și... Noi am făcut un podcast și am vorbit despre filmul tău. Îți recunosc că am spus, bă, cine se uite mă la filmul ăsta? Eu mi-asum vorbele mele, nu am de asta. Așa mă auzi. Da, da, și am zis acolo, bă, ce, uite mă, filmul inspirațional. Ce este un film inspirațional? Mă, bă, numai filme inspiraționale facem noi în România. Și după aia, bă, recunosc că m-am uitat la film atunci. Mm. Am zis, bă, Caterin, că nu știu ce, film de Pro TV, fuck it, don't care about. Și după aceea l-am văzut, cred că după vreo 3 ani. Și deci acum vreo 2-3 ani l-am văzut și eu. Mm. Și man, abia atunci am înțeles de ce l-ai făcut, ca să zic așa. Și am zis că, bă, ok, lăsând deoparte, să zic așa, tehnica filmului sau mai știu eu ce, actoria, faptul că e mare, e un film și așa mai departe, la, 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 știi, mi-am dat seama că, iar acest, că e o încercare de 12 Angry Men în cabină acolo, voi un între fel, voi. Un fel. Da, înțelegi? Am înțeles toată chestia asta. Mm-hmm. Dar cel mai mult asta mi-am dat seama, știi, că de fapt filmul n-a fost, adică atașarea acestui cuvânt inspirațional, înțeleg că este brandul tău, știi? Teddy are, by the way, ca să înțelegeți voi, el are și o agenție de publicitate, de producție publicitară, dacă mm-hmm. vreți, care asta face, de fapt, știi? Face producție publicitară, dar întotdeauna încearcă să dea acest spin emoțional, adică mai mult decât hai să-ți vând produsul, mai degrabă... Și montaci, exact. Conexiune. Să simtă oamenii că e vorba și de emoții. Mm-hmm. Și atunci mi-am dat seama că, de fapt, Coborâna prima era despre asta era, de fapt, știi? Despre giving back și healing the world, știi cum ar veni, în sensul da. Ăsta. Și atunci am zis că, bă, îmi pare rău că am zis că am luat la Caterin, că am luat mișto filmul, dar, it was said, era făcut deja, nu mai conta. Anyway... Acum, Teddy, pentru cine nu știe, lucrează și cu Mario, știți pe Mario Marian, Marian Mario, și au acum un film pe care l-au făcut împreună, care, în schimb, v-a tutorit ce nume va avea în final. Mai departe. Ăsta rămâne numele final, că am văzut că în engleză e alt titlu. This World is My Arena. Uh-huh, de asta zic. Deci ăla rămâne, pentru România, rămâne mai departe, da? Așa, care spune puțin așa, în mare, despre ce e vorba. E un biopic. În care despre rugbistul George Baltă, uh-huh. în care el joacă propriul rol. Da. Cred că ăsta e da. Hai noroc. Zine, Teddy, ce faci tu? Între timp, stai așa, între timp a venit și... Domnul Dan Murzea. Stai că acum vă cum are la cameră, mă. Nu-ți mai fă grijă astea, că nu e de la, nu sunt la televiziune. Nu, adică oamenii ăștia care se uită chiar se uită pentru... informație. Da, nu, ești parte nu bună, adică să fac, știi, despre cum arătăm, despre de-astea, știi? Acum am un cel mai serios, nu e despre imagine. Tu ești un actor, nu știu dacă... Tu ești mincinos de profesie, da. Așa se cheamă. Dar nu mă văd, mă, de la spate până acum. Da, bine, hai că să trec peste aceste complexe. Asta zic și eu, exact. Lasă-o așa, e ok. O să vezi. Vezi apă, by the way? Nu mai lasă, ce să vă mai deranjez. Vezi acolo, vezi cum sunt luminile pe raftul ăla, sunt niște ape. Vrea pică? Minerală sau plată, ții de acolo ce vrei. Aștept o bere. Lasă pe Matei, Matei unde ești? Uite, în spate, în acolo. Gata, așa. Gata, am luat-o ea mea. Gata. E ca și cum ai stat în sfragerie mână aici, nu e altceva. Eu în jur, îmi bag, îmi scot, deci nu îți fă grijă de asta. Zi-mi mai departe, cu filmul, dar și cu ce faceți voi. Da, bine că ca agenție... Lucrăm campanii de video content care inspiră partea umană dintr-un brand, comunicăm inima brandului pentru companii mijlocii mari, dar lucrăm foarte bine și cu freelancer pe zona asta de brand personal. Campanii care acoperă 3-6-12 luni de conținut, practic te umplu de video, dar video care atrage, nu reclamele proaste, de care fuge lumea. Și dacă brandul tău ar fi un om în cear, crede. Cam cu asta începem și de acolo livrăm 10-100 de video. Serios? Am mult lucrat cu clienții? Păi da, pentru că vrei să acoperi toate cele 5 platforme, Facebook, YouTube, LinkedIn, TikTok, Insta, zilnic,
12, are 36-12 luni și cam din asta dau. Zilnic le recomandați voi să bage. Da, hai maxim o dată la, două zile. Vrei să fii în mintea lui. Și când am bani, la 5 ani sunt pe Murza. Murza, am un rol pentru tine. Și Murza zice, dar cam câte pagini are? Zice, multe, multe. Dar nu zic niciodată cât de mare e, ca să surprindem, mă sună, vai, vai, vai. Vai, vai. E frumoasă și chestia asta, știi, că lucrați împreună pe proiecte. Da, se cheamă nepotism. Nu e adevărat, să știi că nu, eu nu cred chestia asta. Pentru că mai e o chestie, în primul rând, nepotismul nu are cum să aibă loc în privat, să are loc doar la stat. Pentru că banii tăi, tu hotărăști cui să-i dai. La nepotism înseamnă că are altul bani și tu hotărăști cu ei, la cine iei bani și dai lui ăla. Fiind în mediul privat, aici e treaba voastră cu cine lucrați. Sunt domeni la care țin și pe care încerc pe cât pot să-i țin aproape și să fac cât de mult se poate împreună cu ei. Noi am vorbit mai devreme despre, și despre ideea asta de a face bine, știi? Acum spun așa, știi, bine mă... Bine mă, facem bine. Facem bine aici, a venit băieții să facă bine, știi? Ce oameni buni suntem noi. Dar ce ziceam este că îi povesteam și de unde a venit încă ceva, că eu nu fac asta. Săptămâna asta am întâlnit cu cineva de la Nemira, că îți spuneam că așa. Și la fel cu noua directoră de marketing, știi? Și ea credea că eu sunt influencer. Așa. Nu, eu nu sunt influencer. Eu, când mai am timp, fac și asta. Am păreri despre... Da, că vrei să-mi spui tu că simplu să-i partea a doua, dar eu nu sunt influencer. Eu pur și simplu fac chestii, fac un video jurnal pentru copiii mei aproape. Copiii mei când o să aibă 50 de ani și o să aibă și copiilor, sau o să aibă 40 de ani și o să aibă copii, și spun, hai să vedem ce făcea bunicul, dacă o să mai există YouTube pe vremea aia, știi? Uite ce spunea bunicul despre nu știu ce, da? Hai să vedem la ce filme s-a uitat bunicul și ce părere a avut el despre el. Adică strict, la mine mi se pare că mult mai important e partea aia decât să fiu appealing, îndrăgit, apreciat de cineva sau mai știu eu ce, știi? E bine, e rău, nu contează. Dar cealaltă parte, aici, Dani, ca să înțelegi de unde am venit discuția, este că și eu zic întotdeauna, asta spuneam și mai mult oameni am spus treaba asta, că noi cu toții, dacă ne imaginăm un bol de bine al lumii, băgăm și noi câte o bilă, din când în când, știi? Eu încerc să bag două bile de bine. Nu știu dacă sunt multe, sunt miliarde, e nevoie de miliarde să-l umpli. Am băgat și eu două bile de bine. Și zic, bă, asta, dacă noi reușim prin ceea ce facem noi, să facem și bani, dar să facem și bine, înseamnă că you're doing it right. Avem două bile. Da, din punctul meu de vedere, ai făcut-o corect, știi? Că dacă... În schimb, dacă tot ce faci, că acum iar nu dau nimeni și nu... Dar dacă ești... Chiar mai e tot scrama asta cu păcănelile și cu cazinourile și cum știu ce. Și iar eu înțeleg foarte bine că când n-ai bani, iei bani. Nu există... Dar eu de unde? Dar eu nu, domne, că eu nu iau bani. Ia banii dacă n-ai bani. Dar dacă ai bani și poți să faci și un bine să nu te bagi în chestia asta, nu te băga. Dovadă că sunt mulți care au luat la început, poate... Și acum au zis, bă, nu mai sunt în situația în care trebuie să accept chestia asta, ci o să-mi schimb opinia și o să zic, bă, îți mulțumesc că te-ai mai sunat, dar o să zic pas, du-te la altul, care are el acum nevoie de bani, da, poate. Da, corect. Și poate îl salvezi pe el cu chestia asta. Pentru că de foarte, că, iar lumea înțelege greșit, știi, că bă, ai ceva, ești acum, te-ai ajuns și critici pe toată lumea, știi? Nu, dar trebuie să încercăm să vedem și... finalitatea, știi, facem un fapt, dacă noi facem chestii nasoale, după aia ieșim și spunem, mă, ce lume de căcat. Da, păi, cum vrei să fie altfel lumea asta? Dacă tu când ai băgat șurubeni în țara, tu ai strâns sau ai desfăcut? Am desfăcut. Păi atunci unde mira că s-a făcut bucăți, știi, cam asta e faza. Anyway, back on track, știi că eu, la palemele aici. Apropo de asta cu să facem bine, de vreun an, de mai mult timp așa, descoper... mai ales diminețile, când e aglomerat, mai duc copilul la școală, mai așa, știți că sunt unele intersecții de unde nu ieși. Da. Mă, și-l las, mă. Știi, adică, pe exact. Principiu, bă, și la, bă, mulțumirea aia, îl vezi așa că răsare omul, mersi, mersi, mă încarcă să mulțumească oamenii în trafic că îi las, că da, și eu... să fluidizăm. Nu joacă de fluidizare, pe cât e de... Acum am făcut recenzie la Marcus Aurelius la meditație. Ăsta e stoic, el... Marcus Aurelius a fost un împărat roman, are o carte, se numește, o carte impropriu spus, are o serie de scrieri către sine, numite meditații, știi, și acolo la fel, e o chestie în care dacă tu
tu adu-ți aminte întotdeauna că tu dacă vrei să fii o victimă, ești o victimă, dacă vrei să fii, dacă vrei să crezi că îți merge rău, îți merge rău, știi? Și atunci și în trafic. Tu dacă l-ajuți pe ăla să înceapă ziua în mod pozitiv, s-ar putea să aibă o zi pozitivă ăla, fără ca tu să faci mare lucru, exact, știi? Exact, exact. Așa sunt oamenii, din păcate. Că vrem, că nu vrem, știi, asta e partea a doua, da? This is the way people work. Bun, stai așa acum, să-mi zici, zine tu, Dani, mai întâi. Ce? Că vă cum, zic tot, cum? Cum ați început cu colaborarea? Am început colaborarea printr-un telefon de la un prieten de-al meu, care este soțul scenaristei cu care lucrează Teddy, adică Alexandrei Axinte, soțul ei cu care eu lucrez în team building-uri de mulți ani, de foarte ce mulți ani. Team building-uri? Team building-uri înseamnă că luăm, vin firmele și zic că avem și noi niște bani. Mergem undeva. Da. Bravo, tată. Vine acolo. Păi nu, le facem tot felul de programe, de la construit castele la tirolean, nu am mai făcut că nu se mai vrea tiroleană, că a făcut în anii cu tiroleană, au făcut toți tiroleană, poate să fie pe sistem. Deci le facem un program cu un început și un sfârșit în care... Și unde vă găsește lumea dacă vă caută? Pe Skills Shop. Skills Shop. Și pe Insta, și pe web, și pe tot. Okay. Așa, și cu Ciprian asta facem noi și avem tot așa o colaborare lungă și fructoasă și pe prietenie. Foarte bine. Și m-a sunat, ceva mă, bine mă, vrei să joci într-un film? Hai Ciprian, lasă glumele că n-am chef de, lasă-mă în pace că s-am urât. Nu mă, pe bune. La primul, coborând la primul. Vrei mă să, da mă, vreau. Că nu știu ce, că a plecat un actor, a venit un actor, n-au actor, hai te bagi, da. Păi du-te să te îndrânci cu regizorul. Bine. Mă sună Teddy, vezi că te sună regizorul Teddy. Salut Teddy, salut Dan, când poți să vii? Poți în 2 ore? Pot în 2 ore. Ne-am văzut vineri, s-a uitat la mine, mi-a dat scenariu. Pot. A, dar trebuie să te tunzi. A, bine. Și m-am tuns. Și așa a început. Și după aia am mers în turneu cu filmul, după ce a ieșit, după un an sau când a ieșit. Și am descoperit că ne place să petrecem timp unul preajma celuilalt. Și cred că ori de mile, ori că a fost încântat de serviciile artistice pe care le-am adus. Iată că am continuat colaborarea și la al doilea film. Sper că și la al treilea, că până acum doar el mă ia în lungmetraje. De asta. Deci eu sper să mai facă Teddy filme, că poate mai joc și eu. Ai făcut treabă bună în ăsta, pe punctul meu de vedere. L-ai văzut? Da. Mă bucur că toată lumea l-a văzut, numai eu nu. Eu am citit scenariul în primă fază. Sunt prieten bun cu Mario și de aia. Și am zis, dă și mie scenariul, îmi spunea că trebuie să facă filmul ăsta, am zis, dă și mie scenariul prima dată. Erau niște chestii care mie nu mi-au plăcut neapărat sau nu știu ce, am văzut și primul Rough Cut, de acum vreo câteva luni, bine, cred că jumătate de an, înțelegi? Și acolo la fel i-am zis, bă, uite, aici cred că nu, aici cred că da, aici, eu am părerile mele, evident, nu i-am spus, ascultă-mă, da. Ce vorbim aici, știi, înțelegi? Și pe aceea l-am văzut și pe ăsta acum, versiunea finală. Și am văzut net improvement, ca să zic așa. Adică chiar mi se pare că ai, cred că sau nu știu, poate mi s-a părut mie că ai scos scena cu ambulanța, da, așa, și niște chestii. Și mi s-a părut că am îmbunătățit foarte mult flow-ul și a păstrat filmul pe direcția corectă, cum ar veni, știi? A, cu băzeu pe aia drept, eu m-ai lăsat lui Dan două scene, de asta e. Cum? Eu m-ai lăsat lui Dan doar două scene, zic. Nu e adevărat, nu. Păi, nu. Trebuie să joci. Nu, chiar mie mi s-a părut că, mai înseamnă cunoscut, și că e foarte, sunt actori, iar e o părere personală, nu înseamnă că e adevărul, eu îți spun așa, toți actorii pe care i-am mai cunoscut sau care au jucat în filme și producții, cei mai mulți se joacă pe sine, că vrem, că nu vrem să o acceptăm, asta e realitatea, ei se joacă pe sine și se vede că se joacă pe sine, pentru că întâlnești cu omul și zice, a, e personajul, dar e același om, adică manierismele, aerele, felul în care formulează, totul este more or less om. Da, da. Știi? Și acum mă uit la tine și îți spun că ai jucat bine. Mulțumesc. Când dau seama că ai alte manierisme, te uiți altfel, ochii, poziție și multe chestii care sunt diferite față de film, ceea ce înseamnă că e foarte bine. Doamne ajută, chiar asta... mersi mult de tot, înseamnă mult. Unul dintre cele mai mari complimente pe care le-am primit la un team building întâmplător, ne-am făcut noi treaba și rămâneam peste noapte, că era târziu, că nu știu ce, cu premieră, cu așa, și stăteam la o vorbă cu oamenii, foarte de treabă, oamenii, ca ha 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 ha, nu știu ce, bă, dar ce greu e jobul vostru, dacă mă tim, mă rog, și până la urmă mă întreabă, dar tu cu ce te ocupi? Păi și eu zic, sunt actor, ce, bă, pă, bune? Și eu zic, da, zic, bă, nu s-a văzut. Nu mi-am dat seama, știi, că toată lumea e obișnuită când vine actorul la masă, a, ha ha,
Și pe mine m-a bucurat foarte mult. L-am luat cam pe compliment că... O să-ți ia, adică cred că lumea o să aprecieze rolul. Eu așa îl văd. Am văzut tot filmul și mi se pare că ăsta e mai bine ca... Păi nu e mai bine, e altfel. E față, altfel. Da, e altfel. Altfel. Și atunci se simte mai movie, știi? Da. Asta e chestia, adică mai puțin, dacă coborăm la prima, are și o componentă de oarecum de, hai să te învăț ceva, știi? Hai să-ți corectez ceva. Mai trezist, așa. Da, înțelegi? Da, ăsta, am boală. Da, ăsta acum e mai simplu de urmărit, știi? Da. Și povestea în sine e... dramatică până la urmă, știi, că e ceea ce e. Da. Bun. Și acum spuneți-mi voi de film, că acum că voi trebuie să vorbiți de film, nu eu. Te zici tu că eu o să fac recenzia la film. Da. Ce să zic, că eu nu l-am văzut, adică nu dar știu. De ce nu l-ai văzut? Că nu mi l-a arătat. Pentru că îmi place să surprind actorii la premieră sau la un festival de film unde s-ar proiecta și atunci o să se bucure de imagine. Cât v-ai zice, auzi, da, nu vrei acolo să mai lași, că mă uite un privire în plătrin. Am simțit eu. Da. Am simțit, Și atunci să lăsăm oamenii să se bucure. De acord, înțeleg și punctele de vedere. Păi nu, că ne-au obișnuit... Da, pe toți, adică nu fac o diferență. La coborând la prima am avut o vizionare. Am avut o previzionare la filmărie, la tine. Și da, de asta mie mi-a rămas în gând că... Am punctat un pic, mă rog, era o previzionare pentru sponsori și ca să vadă că am rugat cu oameni, am chemat și câțiva actori dragi și da. Dar de data asta nu. Deci ce să zic de film? Da. Am primit scenariu, iarăși m-a ținut ăsta domnul Teddy, m-a perpelit un pic, că zice, bă, am un rol, dar nu cred că te potrivești tu. Nu, dar asta o să-ți dau eu ceva, un brancardier tot îți dau, nu-i problemă, deci m-a ținut așa un pic și până la urmă iarăși mulțumesc tuturor actorilor care renunță sau nu mai pot. Da, și până la urmă s-a vrut și m-au vopsit în cap, am citit și eu scenariu și am zis, băi, chiar așa? Da, când afli povestea, e chiar e dramatic, așa știi, e tot. Păi da, da, e da. Greu. Da. Ăla e cuvânt, e greu, frate. De fapt, asta m-a și atras. Și după aia am avut plăcerea și onoarea și mi-am adus eu aminte că ia uite, încă mai știu actorii, încă mai lucrez bine pe text, încă și-am desfăcut tot textul, că am lucrat un pic cu George înainte, pe actorie și între ghilimele, adică mă, uite, așa. Să simți personajul puțin. Da, 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 adică uite de ce zice asta, cum zice asta, iar el era, da mă, dar mie mi-au trecut. Bă, dar când erai tu, da mă, dar ce mai, acum zici foarte tu, bine. Prietene, dar facem un film. Foarte bine că i-a trecut, să știi. Asta e un lucru important. Că păi, clar. Aici când eu cum uitam la film și n-ai cum să nu... Îi spuneam și lui Teddy mai devreme. Când te întâlnești cu o persoană cu dizabilități, și Teddy le are, pare lui, știi? N-ai cum să nu te gândești la tot procesul ăla cognitiv în capul lui, ce se întâmplă, day in, day out, știi? Exact, exact. Pentru că tu te gândești la tine, bă, cum... La cum tine, și, bă, dacă eu aș fi în ce aș face, de fapt, știi? Dar uite, de exemplu, un om care reușește, cum, dacă spui că George acum a trecut peste și este într-un moment în care spune, asta e viața. Dar el e primul care face mișto de el și dă niște dume cu persoane cu dizabilități, dar el nu folosește termenul ăsta, dar dă niște dume, mi se pare incredibil. Și ăsta a fost primul șoc, că l-am cunoscut pe George, care e așa, super băiat. E super băiat și când afli în tot ce a trecut și ce am mai povestit noi la repetiții și la o cafea, la o apă, la o bere, a, păi cum m-au dus acolo, nu știu ce, adică era, băi, man, wow, what, ce, cum, da. Cum, ce-ai făcut tu în capul tău? O să vedeți și voi filmul ăsta și o să vă înțelegeți că, că la întrebarea, ești bine, răspunsul este da. Exact, înțelegi? Exact. Da. Nu există răspunsul nu, există da. Cât timp respiri? Da, da. Mai respiri? Doi ochi, unu. Ai, unu, merge? E bine. Cu jumătate de ureche exact. De pe partea aia și... Rinichiu, treburi. Adică chiar suntem la punctul ăsta în care te uiți la... Adică de asta zic că filmul ăsta, iar, se putea face mai bine, sigur. Se putea face mai mare, sigur. Se putea nu știu ce, nu știu ce, nu știu ce, dar la toate se pot face mai bine.
Dar asta nu e, ăsta e un film care chiar e despre grounding yourself, știi, că în română nu știu cum ai putea să o spui, dar să te pună cu picioarele pe pământ, știi? Să-ți aduci aminte că, vinoți un pic. Vezi că trăiești în imaginație aici, ești plecat cu vrei tu aia, vrei aia, vezi că asta contează, asta dacă funcționează astea, e impecabil, știi? În viața lui George, cel puțin, o să vedeți în film, viața lui George, e vorba lui un prieten meu, reclamă la necaz. Ce bun e asta, da. Și bă, băiatule, what the fuck? E un roller coaster cumva foarte conținut în George. Și de fapt paralel cu povestea lui mi-a plăcut felul cum exprimă George, felul cum transmite prin privire, prin ochi, are așa acolo ceva pătrunzător. Și cumva ăsta a fost mixul care, dintr-un test de cameră, pentru că vorbim la prima, că așa mi-a venit ideea să facem filmul ăsta. Testam camera cu care vom fi filmat la coborâm la prima și zic, bă, să testez, fă ceva cu sens. Și am făcut un clip de prezentare lui George despre ca speaker. Filmându-l în diverse postaje, pe terenul vestiar, pe acasă, când dă cu fundul de pământ metaforic, mai ales, și fără vorbe, fără nicio vorbă. Sensul fiind, te înțelegi că are ce spune ca speaker și atunci am văzut mufa și ochii la prin plan și zic, opa, stai că aici e material de ceva bun. Și zic, cum ar fi povestea lui, lungmetraj, jucată cu el în el. De atunci, da, de la coborâm la prima, tot ne zicea de George Baltorigbistu, da? George Baltorigbistu. Da. Și șocul, alt șoc, apropo și de film și de ce e și mai interesantă, e că una e să, nu știu, te doare un pic burtica, te duci la doctor și afli că ai ulcer sau nu știu ce și bă, poate te operăm, poate nu te operăm sau ai nu știu ce boală la picior, bă, dacă n-ai grijă, mai mănânci carne, sare, nu știu ce, vezi că ajungi să ți-l tăiem, că uite s-a învinețit și alta e să te trezești dimineața rugbyist și fresh și un taur de om și a doua zi să... Bună ziua, this is my new life. Adică... Mai ai 3 ore de trăit. N-ai cum să nu te gândești la ce a trecut prin mintea lui, știi? Care a fost seria de sentimente până la acceptare, știi? Că n-ai cum să nu te gândești. Bă, asta era... E chestia aia cu trăiește-ți fiecare zi ca și cum ar fi ultima zi și în același timp tot... nu știu cine a spus, cred că Seneca, nu știu care a spus-o și pe asta cu... gândești că ai murit? Și azi începe viața ta. Adică nu să te gândești la ce n-ai făcut, gândești că azi ai murit, te-ai născut și ia și trăiește-ți viața. Cum da. Și ești la el la... Da. Cut. Înțelegi? Chiar ne povestea când repetam la el, îi salut și pe părinții lui George care sunt extraordinari, chiar ne povestea când că el n-are nici o radiografie din momentul ăla, deci când a ajuns la spital, că asta i-au zis toți, doamnă, n-are rost să-l mai chinui, facem radiografie, că nu, 3 ore maxim. Și el auzea tot. Adică el auzea. El auzea tot ce se vorbește, se întâmplă era în jurul lui. Era mișcat. Da, deci da, numai, că, numai așa dacă povestești și deja zici, bă, chiar există? Da, chiar există și chiar așa s-a întâmplat. Inclusiv procesul filmării în sine și pentru el, mai ales pentru tatălui care a asistat la filmări, a fost traumatizant pentru că tatălui a fost practic prima oară pe viu pe George întins pe stadion, pe George adus la spital, că ei viața reală ajunseseră mai târziu și n-a putut să asiste la toate scenele și din nou, și George, clar că a ținut în el foarte mult și n-a lăsat să arate că retrăiește niște chestii. Absolut. Dar a lăsat fix că e nevoie și de-aia mi-a dorit să fie el. Filmul ăsta n-avea sens și nu-l făceam dacă nu juca el. Ok, fair enough. Primul rând pentru că încă e în viață sau domnului și atunci n-avea, adică n-avea nicio scânteie pentru mine. Dacă nu juca el rolul principal. Acum, ca să înțelegeți și voi, când să unii o să se întrebe de ce să mă uit la filmul ăsta, că de ce, cine e George și de ce mă interesează pe mine, că nu e nici Oppenheimer și nu e nici Bohemian Rhapsody și a scris el vreo carte, a stăpânit universul, nu are nicio legătură. De asta spun că filmul nu e despre
filmul nu e despre George, e despre voi, știi? Mai important să-l vezi în prisma asta. Fiecare din noi. Da, adică să realizezi cu adevărat, știi, că există praguri, da? Pe care tu crezi că nu, și toată, nici el nu credea în dimineața aia că o să aibă viața asta, but there it was, știi, și acum citeam, Doamne ferește, citeam o știre dimineață că un copil a murit pe bicicletă și la fel, nimeni în dimineață nu se gândește la soiul de năpastă, știi, care poate să vină peste tine jumătate de oră mai târziu. Da. Și atunci filmul ăsta e de fapt o... Adu-ți aminte că contează familia, adu-ți aminte să îi îmbrățișezi, adu-ți aminte să te bucuri de fiecare moment, adu-ți aminte să, să fii bine cu tine și cu ceilalți din jurul tău, știi? Mă întreba de zona asta, de inspirațională și mereu mă întreba de mână, ce căcat e asta cu inspirațională? Da, exact. Cine stăm? Ți-ai făcut tricou, nu? Nu, dar urmează. Mi-e place să cred că fac, că încerc să fac niște oglinzi. În care că îți place filmul, că nu-ți place, că îți place cum a jucat ăla, că regizorul a fost de căcat sau a avut o scripire undeva, ok. Dacă timp te raportezi la un moment în viață, dacă nu halesnești pe aia cu, te identifici cu personajul, nu-i despre aia, cât timp un moment în viața ta rezonează cu un moment sau mai multe din ce vezi acolo și ai o scripire, o amintire sau o... Îți dă un reper. Da, sau respir mai tare și măcar două ore ești mai mulțumit de tine, mai bucuros cu ce ai în jur, preferabil mai mult două ore. Cred că atunci mi-am atins cu misiunea și despre alea două bile am încercat să le fac și altfel. Nu mi-a ieșit, sunt prost de gură pe plan personal, mă cer cu lumea, lumea cu mine, dar cumva... Sper că prin genul ăsta de producție și în film și în business să contribui cu zona asta. Plus că sunt oamenii care vin în jurul meu, uite, Dan, Adrian Păduraru, Mario, mulți oameni care iubesc misiunea asta, dacă vrei, mea, și mereu pun umărul, ajută, mă suportă, mă susțin, mă ghidează și împreună facem treabă. Apropo că o să uit. Zi. De ce ziceai tu că de ce să vezi filmul? Nu-i Barbie, nu-i Bohemian, nu-i Oppenheimer, nu-i așa? Da. Apropo de filmul lui Teddy inspirațional, care sună așa, mă, lasă-mă cu ei. Băi, exact. Din, asta e ideea. Dintre toți și tot ce înseamnă speaker motivațional, tragi, laci, cum mai vrei să-i zici, că e nu știu care, că e nu știu care, bă, dacă nici povestea lui George spusă de George, care zice, bă, băieți, să vă zic ce am pățit. Într-o zi m-am dus și iată-mă acum aici. Dacă nici asta nu e fucking motivațional, organic, raw. Spiritul filmului, să știți că nu e dramatic, adică eu acum v-am zis-o, dar spiritul filmului nu e de asta de, bă, hai să ne plângem de mine. Nu. Că așa, asta e important să înțeleagă lumea, că eu sper să vină lumea să-l vadă, știi? Making of e și mai mișto, doi handicapați fac un film. Da, cam toată, cam în zona asta au fost glumele predominant. E un film de public. How it started. E un film de public, un film comercial, zic eu. Dovada e că nu prea a fost luat în festivaluri și așa că punem accent, eu nu pun accent foarte mult pe zona antreprenorială a filmului. În general, adică ok, lucrăm umani, facem pentru oameni, dar tocmai pentru oameni, te să vândă exact. Pentru oameni și pune mult accent, mai ales perioada asta, pe marketing și pe aduce lumea în sări. Eu sunt sigur că o să vină, pentru că povestea e tare, pentru că e altfel de film. Da, nu e team building, nu e România, nici nu s-a vrut. Nici nu trebuie să fie dar, team building sau... Cred că există un public, evident, există un public măreț care va participa la hăhăială, Doamne ferește, dar există și un public care după aceea poate să își dorește să simtă și altfel de poveste, știi? Eu cred că suntem în punctul ăla în care lumea o să înțeleagă. Și pe aici o să hăhăi, avem și țâțe, ne-am luat 3 din 15. Dar s-au luat din 15, da? Da, frate, nu știu cine a văzut. Pentru atât de puțin? Să mă rămă. Nu știu cine a văzut. De cine dă ratingul? O, doamnă, ca să nu zic o băbă, de la cine cei care stă acolo și... Ce-ți-ai? Am jurat ăla!
Aș vrea pe mașină cu dubă. De să nu-l aduc pe copii la premieră, mă gândeam zilele astea, chiar mă gândeam dacă să-l aduc sau să-l aduc, că eu știu ce s-a filmat. Adică avem și varianta cenzurată cu care ne vom perinda până nici ei. Da, da, da. Pentru că felul cum s-a numit filmul ăsta a fost cu o mare susținere de la Kaufland, la fel ca și la Coborâm la prima, cum ne-au ajutat să mergem în licee și să avem debate cu tinerii pe baza poveștii, întâlniri cu George, și atunci avem și o variantă arăbească, zic eu, cu scenele alea tăiate. Dar dacă nimic de până acum nu v-ar fi convins să veniți la film, avem să zic. Mă super. Să știi că cred că cel mai important mesaj pe care trebuie să-l înțeleagă lumea, și eu asta, de asta tot o bat pe asta, o bat șaua să înțeleagă calul, e că e despre, el nu o să citești 6 cărți despre stoicism și despre nu știu how to improve yourself și nu știu eu ce-uri și la 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 la, s-ar putea să vezi filmul ăsta. După aceea să te uiți poate la un podcast sau la o discuție cu George, ca să vezi și ața albă, știi, din spatele blugilor. Și după aceea să-ți aduci aminte că ar trebui să o sun pe mama, știi, să-i spun, ce faci, ești bine? Poți să iau citatul ăsta, mi-a plăcut maxim ce ai zis acum. Fă ce vrei tu, n-am nicio problemă. Dar despre asta e, știi? Da, da. Adică suntem atât de preocupați să dăm cu tot felul de spoiel pe viața noastră, încât noi nu mai vedem realmente care-i rădăcina, știi? Și uite, vezi un film de ăsta care, repet, el nu, obiectivul filmului nu este să ia Dan Oscar-ul, știi? Că nu ăsta era, mamă, dar bă, dar nu, că nu se poate. Sunt unele filme care nu sunt despre actorie, regie, montaj și așa mai departe, sunt exclusiv despre poveste. Și acum filmul s-ar putea să fie desenat cu stick people, știi? Oameni cu două bețe, așa, sau poți să-l vezi cu oameni jucând. Pentru că povestea contează. Știi? Abordarea pe care a avut-o George, pentru că despre asta e vorba de fapt, în fața adversității. Da. Știi? Pentru că valoarea ta nu este dată de cât de bine ești dispus să cheltui 5 milioane de dolari. Nu e valoarea ta. Valoarea ta este dată de cum vei fi tu în stare să gestionezi adversitatea. Unde vei fi when shit hits the fan, știi? How will you react? Și acolo ești tu, dacă vrei să te vezi. Și ești când vezi pe George, zici, dă-te, mă. Exact. Lași, mă. Exact, așa zici. Înțelegi, nu se poate atat bulan. Ata, s-a spus, să ai, nu bulan, că bulan e improv, el a avut anti-bulan. anti-tot bulan. Dar să ajungi la punctul ăsta în care și să zici, bă, ok, sunt în stare să dau la o parte și asta. Când lucram cu Lexa la scenariu, ziceam, bă, hai să nu băgăm și pe aia, și pe aia, și pe aia. Dar dacă plânge lumea. Mă lasă așa, oricum e mult, e un roller coaster și se leagă cu metafora bătăilor din inimă, metafora care îmi place mie, sus, jos. Dar ăsta e foarte... La el nu se mai ridică, băiatul. Galop. E hârtie, nu? Sus, jos, bătăile inimă. Ăsta e pe... Asta bate invers. Exact. Chiar e greu. Pus și cât a durat procesul? De la când te-ai hotărât să faci filmul până când ați început? Că Marion spune cam de film... Cam trei ani. Cu tot cu scenariul de finanțare, trei jumate. Imediat ce am terminat cu Coborâm, am zis, bă, este următorul, hai să vedem ce este. Am trecut cu Lexa prin două, trei variante de scenariu, i l-am arătat lui George pe ultimul, s-a regăsit acolo și a fost wow. Și mi-a plăcut chestia asta. Apoi am legat piesele, am vrut să văd cum e în raport cu țara cu care joacă partenera mea. Călătorie cu Dan, cu Noami. Foarte bună și ea. Este. Au fost o descoperire. Adică am văzut-o la TIFF. Aha. Mahmuri, amândoi nu ne știam. Trece, zic, mamă, cum ar fi asta. Avea, era într-o salopetă de blugi fix, cum vezi în scena aia de la mare. Dar nu știam, habar nu știam nici să o abordez. Nu am băgat în seamă, după care am văzut-o la 10 pentru TIFF în anul ăla. Și gata, i-am văzut tag, i-am scris, zic că ia, până seara a zis, da, vreau să joc. Ne-am văzut,
Și chimia a fost, wow. Și el a ajutat pe George foarte mult să fie acolo și el i-a dat energie și zvuc și vibe și a fost un match foarte bun. Dar toată lumea a fost foarte ok. Adică mie îmi plăcea mult la filmări. Mie îmi place la filmări mult. Îmi place... Am fost trist când am avut de ultima zi de filmare, că la ei nu era ultima. Dar era un chelabau și un haos și cu fetele de la Macheș, care mi se pare că au fost un Denisa și Tatiana, care au fost cumva cultorul, energia. Băi, erau acolo, bam, cu glumițe, cu haugo, și toată lumea era așa. Filmul nu a fost ușor, din niciun punct de vedere, mai ales sunt de George. Am început filmările la 40 de grade pe stadionul de rugby și l-am terminat la 15 grade în septembrie în Herăstrău. George nu transpiră. George se încinge pe interior. Cum are? Din cauza traumatismului vertebral, e cuptoraș. Și atunci a venit în vede cineva să fie pe lângă, să-i pună în gheață, să a fost cumplit pentru el. Da, adică e diferent. Face el maratoanele și nebunul. Face, face, păi nu stă în soare 70 de ore cum l-am ținut, nu-i dublă după dublă. Dar își dozează, na. Am învățat să-și dozeze singur în viața și experiențele. Și atunci am avut nevoie de oameni cheie care să fie și psiholog, psihiatru, pe locuri și susținător al tuturor. Ne cât a durat procesul? Cât a durat să-l filmați? 25. 26 de zile? Aveam bandă 28. Da, cam așa a fost. Și acum la ce vrei să faci următor? Te gândești deja? Mai întâi vreau să scot pe asta cum trebuie și îmi focusez atenția pe asta. Îmi place să încerc să scot maxim din derivatele unui film, că nu e doar film, în sens. Colaborările pe business care apar, am făcut un calcul matematic ce înseamnă 100.000 de bilete și când îți dai seama că nu înseamnă prea mult, dar când te gândești la business, poți să atragi multe colaborări pe lângă film sau în jurul filmului. Desfăcarea de costuri poate să fie și mai târziu în alte chestii. Și în același timp lucrez la un documentar cu asociația Go Ahead. Ce sunt ăștia? Sunt cei care susțin licențele din licee tehnologice care cresc stigmatizate de faptul că sunt acolo, de faptul că părinții îi trimit fie la lucru sau le îngrădesc și atunci, pentru că există doar, dacă există și la un consilier educațional la 500 de elevi, care se presupune că ar trebui să-i ghideze și să-i asculte pe toți, avem un segment de populație tânără dezorientată și, de fapt, documentarul este punctul de cotitură. Ce alegi, blue pill sau red pill în clasa 10-a, când te să te agăți de ceva ca să te ții pe drumul de... Și cum ai ajuns la asta? Ei au ajuns la mine. Background-ul meu e de 10-15 ani în ONG-uri și în lucru cu ONG-urile. Și atunci, având un proiect comun cu ei, au zis, hai să facem un documentar. Hai. Și la asta lucrăm. 5-6 orașe, Moldova, satul mare, pe lângă București, Giurgiu. Asta. E activitate. Da. Dar e interesant topicul, să știi. Nu, acum nu se ne pare și da, mă, vine. Mă, mersi că mi-ai spus, mă. Să mă, dacă nu-mi zicea asta. Am mai făcut. Dacă nu mă rugem acasă, mă opream tot. Gata, mă, piți. Hey, go ahead, go back. Gata. Leave me alone. Da, ca să dacă tot am făcut o pauză, ca să răspund și eu în locul lui Teddy la care următorul lui proiect. Da. Asta l-am stresat și eu, apropo de gluma de la început, că numai el mai așa, așa. Nu cred că a fost zi de filmare în care să nu zic că deci mă apuc de desene animate, nu mai merge, mă apuc, gata, nu mai vreau film, nu mai. Adică a fost greu și pentru George, dar a fost greu și pentru Teddy. A fost greu, al dracu, deci stresant, rău, rău. Eu cred că dacă nu e greu, bine, acum și sunt două chestii aici. Putem să fim eufemiști, ce să spunem, că dacă nu e orice lucru greu, duce la un lucru bun, de astea. Dar nu e adevărat, nu. E greu pentru
e greu să faci orice lucru. Orice lucru care este mai mult decât un pas, e greu de făcut. Pentru că necesită energie, timp, resurse, îți dai seama că tu n-ai făcut contingențele astea, s-a stricat. Păi și avem? Nu avem. Ok, super. Da. Ce facem acum? Și atunci, de-aia eu, când am început eu podcastul de film, știi, ăsta prima oară, la fel, este această iluzie a cunoașterii, știi, pe care o ai, că na, zici, măi, am o am o oarecare educație, sunt experimentat, înseamnă că pot să am o părere pertinentă, știi? Eu și la actual, să spun mereu, păi, părerea mea, nu cred că părerea mea nu înseamnă nimic. Înseamnă că Marius are o părere. Exact. De aici până la manuale scrise, departe. Marius are o părere și el o spune și eu zic, bă, părerea mea este că something. Și a fost și cu filmele. Lumea crede că, păi, nu pot să fac un film? Poți, dar s-ar putea să fie complicat. Adică, evident că poți. Eu de aia niciodată nu dau sub, eu nu dau 4 nimănui. Adică orice film are 5. By default. Faptul că este realizat are 5. Știi că n-ai cum. De aici încolo după aceea. Cât ne-ai dat? La asta? Da. Aș spune 6,7. E bine. Da. E bine, da. E foarte bine. Din punctul meu de vedere sunt foarte... Eu n-am filme de 10. Nu există la mine film de 10. Ăsta e proful ăla. Da. Ăla. Eu nu dau 10 nimănui. Lord of the Rings are 9. Așa e. Interstellar are 8,5. Ai, că deja... E bine, e foarte bine. Mai zic, mai zic. Adică eu acolo, eu așa dau notele, știi? 7 pentru mine, nu știu, este Matrix-ul. Da, am, că suntem ok. Eu nema. Asta zic, adică sunt filme... Eu nota nu dau că o randomizez, ca să zic așa. Eu am mai explicat treaba asta odată. Eu dau notele ca la sistemul de notare al bebelușilor. Adică la bebeluș, și când spune că copilul de are 10. Eu am avut 0, m-am născut. Da. Sau 1, mi se pare. E beton, înțeleg. Așa că... Înțelegi? Ce trebuie? Dar ideea este că la bebeluș îi spune așa, se uită și vede. Dacă ritmul cardiac este corect, are 2 puncte. Dacă culoarea e corectă, are 2 puncte. Deci el în funcție de niște parametri... Dacă a plâns imediat, da, dacă nu primește câte 2 puncte, 2 puncte, 2 puncte și a face 10. Dacă nu există 0,5, există 1 sau 2. Da? Și probabil la tine a fost 0, 0, 0, 1. Era în bere. A fost țeavă. Da. Poveste extraordinară. Înțelegi? S-a zis copilul. A, știi? E, și... La ei fac la cea, încerc să fac ceva de genul ăsta, adică mă uit la regie și dau 1,5, 1,2, în funcție cum o simt. Mă acum la sonor să văd unde stă. Aspecte tehnice, camera, culorile, editul și actoria după aceea, alt parametru. Și încerc să spun, bă, din toate astea, cât îmi dă? Adun. La ăsta i-am dat 1,2, la ăsta 1,5, la ăsta i-am dat 0,2. Bărbămum. Iată nota. Aia e nota. Știi? Adică eu încerc, pentru că dacă nu... N-are niciun sens să dai notă. Dacă nota este, eu simt că, da, știi, da, cât ce de mult ți-a plăcut filmul. Păi, dacă mi-a plăcut mult, îi dau 10. Dacă mi-a plăcut puțin, îi dau 5. Nu așa funcționează. Adică eu încerc să am un... Încerc să găsesc o logică în notare, să nu fie strict subiectivă, știi? Să încerc să fiu obiectiv în nota pe care o dau, știi? Și la mine, cam 80% din filme sunt între 6,3, să zicem, și 7,5. Adică aia e zona în care sunt cele mai multe filme. Că nu e, e foarte greu să fac. De asta spun că eu vreau să fac un scurtmetraj. Mi-am vorbit cu Mario, la fel. Spuneam, bă, vreau să, acum 4 ani vorbeam să fac un scurtmetraj, un horror pe care l-am eu de mic, o voie adevărată, nu știu ce. Bine, bea de știu, evident, ca să... De ce nu-l fac? Din cauza că îmi dau seama că eu nu aș avea niciodată timpul necesar să pun la punct un scurtmetraj. Da, pui în film. Adică un scurtmetraj să-l pui la punct necesită cel puțin la fel de mult timp ca un lungmetraj, pentru tot aceiași oameni de zic. Așa că mai bine faci un lungmetraj, că până măcar poți să faci ceva cu el după aia. Chiar așa business-wise. E. Dar eu sunt în punctul în care am zis, bă, de-aia zic, eu în momentul în care auzi că am făcut un film, când realizez de fapt amvergura din spatele, ce înseamnă să faci un este film. Horror. Da, e foarte la propriu. It's a lot of work. Și aș vrea să respect treaba asta, lăsând deoparte faptul că ți-a plăcut filmul, că ți-a plăcut actorul, că nu a făcut aia gluma bună, că team building e un film prost. Nu fie un film bun, dar trebuie să respecti faptul că filmul ăsta a avut
cineva a stat, oamenii au muncit la el, s-au gândit la el și față de, cum îi spune el, alt precedent, Miami Beach, se vede un huge improvement vis-a-vis și de cinematografie și tot ce înseamnă. Clar. Și atunci le să vii să spui, bă, uite, dai eu, cezarului și al cezarului. Eu m-am uitat de dor la team building. Odată m-am uitat, când n-am apucat să mă uit, să mă duc în cinema, prima oară când a apărut pe Netflix, într-o seară, am mai, zic, ia mă să mă, bă, și-a râs. Adică eu toată țin minte că am râs. După care, la 2-3 zile, a apărut o valul de hate, de păreri, de... Bă, dar atât de mare, zic, bă, ce dracu, eu am văzut filmul și nu... Ce au ăștia, mă, sunt nebuni? Este, se numește virtue signaling, care, din păcate, există în toate nivelele. Virtue signaling, că eu vreau să transmit ce virtuos sunt eu. Ah, am înțeles, pe care da, eu, da, 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 da. Prin ceea ce eu spun despre producția asta, prin outrage-ul meu, mamă, eu sunt, bă, eu sunt scos din țățăi, mă, frate, eu aici sunt nervos. Păi, ce ești prea nervos? Stai, bre, că-ți spun. Înțelegi? Lasă-mă. Cine, mă, Ioane? Da, da. Acum le zic tot. Doctoratul meu în film este... Exact, da. Dați-mi voie. Dar ideea e că el în sine, iar trebuie să fie obiectiv. Știi că subiectiv, subiectiv este ți-a făcut filmul, da, mă? Da. Ai răs... Da. Se numește substitution. E o funcție pe care creierul nostru o are. Eu îți spun o întrebare, iar tu vei răspunde la întrebare cu întrebarea care ți-e mai... ție ție cea mai comodă. Mm. Eu te întreb, e un film bun la care tu răspunzi, am râs la film? Știi? Da. Cele două sunt complet separate. Faptul că ai râs la film nu înseamnă că e un film bun și faptul că nu e un film bun nu înseamnă că nu trebuie să râzi la el. Glumele, bă, să hăială, pe micuță, că plantaje, nu știu ce, bă, n-ai cum să nu râzi. Îs funny. Sunt funny pentru că ai fost în liceu, ai fost în fața blocului. N-ai cum să nu fie funny. Da. Sunt funny, le recunoști, le... e ok. Și mai intervine cealaltă parte în care spui, bun, dar e un film bun, aduce, pune două bile, tătân, tătân, camera work-ul este impecabil, se vede faptul că în team building, în momentul în care tranziționează de la primele trei scene care sunt filmate undeva în București, la din cabană, se vede că e altă cameră și cu o culoare diferit, se vede. Adică aspectul tehnic aici vorbim, știi? Din păcate undeva cineva n-a fost un DP, știi, n-a fost ăla. A fost ceva. Tu ok, îi dai 0,5 puncte, în loc să îi dai 2. Știi? Da. Vreau să spun că nu trebuie să iei filmul, trebuie să-l judeci. Nota în sine nu înseamnă că nu trebuie să-ți placă un film. Exact, asta crezi, exact. Știi? Deci să poți să vezi un film, să-ți placă și chiar un film prost. Trebuie să poți să-ți placă. Până nota reală nu e aia după IMDb, e aia după Filelist. Da, dacă dar te nu să știi. La covărând la prima, când l-am descoverit pe Filelist, avea un profil mult mai șmecher decât site-ul nostru, mult mai șmecher decât pagina IMDb, cu documentație, cu poze de actorilor, toți, ce vorbe jos, acolo. Să știi că uite, asta vis-a-vis de piraterie în România, cred că aduce, e un beneficiu pe termen lung. Pentru că, deși multă lume nu înțelege, cinema în România nu există în fiecare oraș. Exact. Și chiar dacă există, nu ai acces în el, exact. Pentru că nu te chem film mare. Și dacă n-ai avea pirateria, tu nu, este un canal de distribuție, de fapt, pentru film, până la urmă. În cele din urmă, el este un canal de distribuție. Că nu există rental, că nu știu ce, că Netflix-ul dă la fel. Toată lumea are Netflix? Nu. Nu e caz să fie la Netflix, știi? Și atunci, realitatea este că dacă mergi la Dochia, la unchiul la sat acolo, fratele meu, faptul că au televizor este victorie. Deja aplaudăm cu toții, scoatem cu mine, începem să... Adică realitatea asta este că noi, România nu e America, știi? Ma, da? If you wanna accept that. Mă tot gândeam, zic, ce nu-mi pușca mie ceva. Ziceam că am făcut calculul la cât ar ieși pe 100.000 de bilete, care ieși la alea ca să ajungi, te costă triplu decât iei pe bilete. Bă, nu rentez. E clar că nu acolo e valoarea de business pe care faci cu un film. Dar ce aduce, apropo de alea două bile bune și cum se convertesc ele în timp, și uite, și ca regizor și sper că și ca actor, faptul că ai un film, două filme care rulează pe Netflix, e cu artă, o carte de vizită bine care înțeles. Orice face pe lângă partea de film, îți dă steluțe în plus. Bineînțeles. Mi se pare că e o genul de meserie cumulativă, știi? Chiar e. La modul că nothing, 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 click. Știi? Da. Dar ca să ajungi la click, trebuie să bagi fise. Trebuie să bagi. Știi? E față de alte meserii care sunt mai liniare, să zicem, în care vezi poate, adică
improvement este secvențial și niciodată nu este un boom, ci pur și simplu la sfârșit you arrived, știi? Asta este. Și ai bani și așa. În cinema mi se pare că toate sunt un exercițiu către succes. Știi? Totul este un parcurs, încet, 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 and then it clicks până la urmă, știi? Dacă clicuie. Bineînțeles. Poate să nu clicuie. Și asta vis-a-vis iar de optimismul ăsta de Bordan, domnule, totul bine, frumos, viața e frumoasă, facem filmă, să-i regizor, gata, ai regizor în casă, și ce? Eu sunt domnul regizor. Maestate, dude, regizor. Știi? Like, nu e chiar așa, viața e complicată, e... Regizorul este cel mai înjurat om de pe platou. Nu, cred că e cel mai înjurat, cred că pur și simplu... Anu Mario este. Nici măcar, eu cred că... Glumesc. Pur și simplu, oamenii nu înțeleg fiecare aspect pe care îl are jobul respectiv, știi? Și nici scenaristul... Eu imaginez și cum e pentru scenarist să vină Marius să dea feedback pe scenariul lui, știi? Sunt unii care să spună, ce mă, țin, mă, vrei tu, mă? Și sunt și alții, mi se pare că este un acquired skill, să poți să asculți, nici eu și-o sufăr de asta, adică și eu am probleme, mai vine nevastă mea uneori, soția mea, scuze, vine soția mea și îmi spune, știi, vezi că aici ar trebui să faci nu știu ce și... A, stau, așa, mai stau. O lași așa să cadă în tine informația. Nu ați rău până la urmă, știi? Dar asta e o chestie pe care ai nevoie de foarte mulți ani de experiență și pentru un scenarist să scrie multe filme și multe, ca să trebuie să fii împăcat cu tine atât de mult încât să nu te, încât să poți să accepti și feedback-urile negative, știi? Și asta e o chestie complicată. Așa fel și în regie și în orice. Și în teatru și în... Da, e... Până nu ne contează cum și ce simte spectatorul când îl vede, să simtă să meargă să-l vadă în primul rând. Eu cred că s-a spus eu. Da. Cred că asta o să fie... 27 octombrie, da? 27 Aceasta octombrie. Este inocularea cu care... Nu, că o să... Adică o să mai fac și eu puțin, o să mai avem niște chestii. Rog. Unde 27 octombrie? În toate cinematografele care apar pe cinemagia. Am înțeles. N-am uitat pe cinemagia, dar n-am găsit. Am văzut că era pe 27 octombrie. Păi și noi avem vreo premieră undeva anume? Ne vedem undeva împreună să vedem filmul? Păi noi ne vedem constatăm înainte ca să iasă un pic de scandal până la... Până la premieră. Până când o să fie orgie sexual cu handicapat. La, la premieră ca să fie... Iată următorul film, mulțumesc. Caligula! But... Cum nu... Să căptăm un sponsor pentru asta. Da. Da, mă. Eu sper să iasă bine totul. Mulțumim. Vom încerca așa să stăm. Nu, e ok. Da? Ok. Sper să iasă bine totul și pentru... Și de dragul vostru și al lui Mario, bineînțeles, dar nu numai de asta. Repet, e un film pentru adulți ăsta. Chiar dacă voi spuneți în cinemauri, adică în, pardon, în licee, ăsta e un film pentru adulți. Pentru că când ești copil, te fură repede peisajul. Vezi filmul, trei ore mai târziu, mai fură tot peisajul, știi? Ăsta, dacă ești adult, în schimb... Știi că, uite, ce m-a surprins la caravana în loc coborâm la prima, e că ajungeam în licee, unde aveam dialoguri cu copii de 15-16 ani, dialoguri pe care nu le-am avut cu niciun adult în caravana. Nivelul de percepție și de informație de actuală e mult mai suculent în cadrul vârstei. Înțeleg ce vrei să spui. Că încă nu treci viața așa peste ei. Și încă au deschiderea să înțeleagă. Așa e. Poate. Înțeleg ce vrei să spui. Sunt de acord complet. Ce zic eu este că situația lui George și realizarea, viața, ca să realizez că e complicată și că nu e, o iau altfel. Bunica unei foste prieteni de-a mele spunea așa: copii, dragostea e un butoi cu căcat cu o tamiră deasupra. Înțelegi? Așa zicea ea, bunica. Da? Frumos se zicea bunica. Da. Și e adevărat. Mănânce acolo, joată, hop! Wait a moment! Știi? Și atunci, când ești copil, e adevărat, te entuziasmezi mai mult, you live, știi? Trăiești în chestia aia. Dar, de fapt, când ești adult, tu știi tot ce vezi acolo și realizezi implicațiile evenimentelor de pe ecran. Pentru că tu, ca
Pentru copil, el nu realizează ce simte maică. Dacă ești, dacă ești tată sau mamă și îți realizezi durerea prin care trece mama aia. Mm. Pentru că tu realizezi că drama e de fapt ramificată, știi? E un fractal. Tu zici, mamă, George. Dar e doar George, că asta e faza. George, Big Belea. Da. Lângă George, da. Big Belea, Big Belea, Big Belea, Big Belea. Și începi să dai seama, mamă, ce spuneam, reclama necaz. Îți dai seama, bă, iatule. De am încercat că, deși ăsta nu-l face neapărat un film complex, dar n-am vrut să arăt foarte mult din jurul lui, dar cu manșă, cum se vede prin ochii lui, drama colaterală a celor din jur, știi, cam POV, ne-POV. De-aia zic că eu cred că multă lume o să ducă la film să-l vadă. Dacă o să înțeleagă cheia asta. Mm. Așa o văd eu, asta e cheia comunicării pentru filmul ăsta. Mm. Eu cred că este du-te să să-ți revezi umanitatea. Știi? Da. Și dacă reușești să faci chestia asta și să mergi la film în spiritul ăsta, nu doar mă, să vedem ce mai a făcut, mă, regizorul ăștia român, ce mai e mână în film românesc. Știi? Cred că acolo o să se întâmple. Acum, câtă lume, nu știu, dar ar trebui, o să-i spun și lui Mare treaba asta. Ar trebui vreo 200 de mii. Vorbiți între voi, vedeți cum faceți, mai pe rând, mai pe... 200 de mii, să știi. Adică, bine, în România... La ce putin, la marketing, ne întâlnim 200 de mii. Să punem frumos. Eu cred că o să fie oameni, să știi. Poate că se întrebi, sau poate că oamenii întreabă, sunt mulți întreabă, dar de ce ăsta care se dă regizor și așa vorbește așa mulți de bani? Nu, pe canalul ăsta nu-i problemă. Că... Pe canalul ăsta toată lumea știe. La mine nu există producție fără să vorbim. Like, da. Că e business-ul ăsta. Exact. Adică hobby-urile mele sunt alea. Da. Era un producător de la Hollywood cu care am avut odată un curs care ăsta spune așa, băi, eu nu iubesc filmele, că nu-i nevastă mea, eu iubesc pe nevastă. Uh-huh. Filmul e făcut să-l faci, să-l dai, să faci bani și faci altul. Uh-huh. D'acord. Că iubești tema și efectul pe care le-ai în el și am bucuria de a face filmele astea și nu horror cu patru personaje. Uh-huh. Asta e atât treabă, sper să am un loc micuț în rai. Da, știi? Da, eu sunt total de acord. Există și altă modalitate de a ajunge în rai, trebuie să vedeți filmul pentru a înțelege care este. Eu așa cred și eu. Zi, ce să zic? Ce te gândești? Mă gândeam, aproape... A rămas așa, ca și cum, ce să zic eu? Nu, de bani și de treaba asta, că, da, păi lumea asta frumoasă... Tu mănânci frumos? Ai mâncat frumos? Asta cum, zic. Cum te simți după aceea? Mi-am luat un pic de brânzică, am dat niște aplauze de le-am luat, mai rămăseseră de la un spectacol, de acolo două seri. Eu asta e discuție pe care l-am des la noi, mai vine câte un sponsor, știi? Și am dat venit unul cu monitoare. Și am zis, copiii nu mănâncă monitoare. Când dăm monitor, am întrebat copiii, mâncați un ecran. Voi poftă de un monitor? N-a vrut niciunul să mănânce monitor, deci... Da, că e chestia asta cu arta, că ce frumos e, într-adevăr, dar mai ales că filmul a fost făcut pe forțe proprii și independent, adică, bă, trebuie să... Complet de acord. Dacă ar fi să vă mai pun o singură întrebare și nu v-am pus-o, dacă ar fi să spuneți ceva, ce nu... Știi cum e, tot timpul cred că când duci undeva și ai o discuție cu cineva, tot timpul zici, bă, aș vrea să zic, să o dau pe aia, știi, dar nu mă întreabă, mă, nimeni, mă, nimeni nu se gândește la întrebarea aia, știi, care e zi-te-l tu, care e răspunsul ăla, la întrebarea pe care nu ți-am pus-o, eu nu ți-am pus întrebarea, tu îți dai un răspuns, zi răspuns. Da. Care e răspuns? Da. Da? Atât? Da. Asta e? Pune întrebări. Păi nu vreau să spun, nu știu. Păi nu știu care e întrebarea. Păi nu știu nici care e răspunsul, acum știi. Zi, Dan, tu ai ceva? Da, spus? Dan Murzea 075. Răspunsul este 27 octombrie în cinema. De ce 27 octombrie? Da, ia zi. Pentru că e foarte important primul weekend al unui film, ăla dictează succesul și cât de mult timp va sta în cinema. Și de-aia în primul weekend nu stai să avem sali de pul, hoi, să bateți sau ușă, să ziceți că mai vreți o dată. Da, pe 27. Avea Adrian Pădurară o ceacă la filmul anterior. Dacă v-a plăcut filmul, recomandați în prietenul. Dacă nu v-a plăcut filmul, recomandați celor dușmanilor. Că avem nevoie și de ei. Da.
Deci e weekend, pic în weekend, e sâmbătă. Vineri. Prima vineri. Prima vineri. Da. Eu sper să fie ok, ți-am zis. Adică eu sper să... Sper să iasă bine și pentru... Pentru artă în sine, adică pentru film, pentru artă românească, pentru film românesc, pentru că e un film, ți-am spus. E genul de film pe care noi nu o să-l... Așa cum Avengers și supereroi au acaparat toată piața internațională în ultimii 10 ani, la fel comedia românească, în momentul de față, kicks ass and nobody can stop it, știi cum ar veni. Și atunci sper totuși să găsim spațiu în programul nostru foarte ocupat, suntem aici, schimbăm lumea aici în România, să găsim alea două ore să vedem și filmul ăsta. În ultimul rând, e un film pe care sper să-l ajute pe George în dezvoltarea lui foarte mult, așa cum Noro, filmul în care am jucat când aveam 12 ani, deci nu era despre viața mea, dar mă regăseam mult acolo, m-a ajutat să devin cine sunt. Bine, dragii mei. Cam asta a fost pe ziua de astăzi. Să-ți dăm o listă de întrebări din partea echipei, să-l întreb pe Mario. Uneori e nevoie. Asta e adevăr. Uneori e nevoie. Mario e un om, e un colaborator de ani de zile. Mi se pare că e de foarte multe ori mă uit la el și îmi dau seama că atunci zic, bă, da, eu pun două bile, ăsta tot vrea să tot vine și eu am pus patru, zic. Mă spuneam, eu am avut o mătușă care era maică stareță la Gapia Veche, la mănăstire. O mătușă de pe bunicul meu, cum ar veni, știi? Era sora lui bunicul. Și femeia alea când blesteamă, luate arângerii. Mâncate răi, cum zicea părintele Cleopa. Astea, înțelegi? Mor de râs, da. Bubui de râs, înțelegi? Zici, bă, tată, bă. Eu n-am prins. Aș putea Dumnezeu. Bine, dragii mei, mulțumim foarte mult că ați fost aici. Ne vedem la film. Ne vedem și la film și ne mai vedem să mai să ne vorbim dacă e în funcție de cum merg prevânzările. Dragii mei, pe data viitoare, adică să vă urez. Ce mi-a plăcut, numai bine, paftă. Te-au auzit, my friends.